Petre Grigoraș a fost din nou ofertat de Gigi Becali, deși patronul din Ghencea nu a putut ajunge la meciul de sâmbătă dintre echipa sa și Pandurii. Acesta l-a delegat pe managerul Meme să negocieze cu Grigoraș. Tehnicianul Pandurilor nici nu vrea să audă însă de plecarea din Gorj. Sâmbătă Grig a primit oferta reprezentanților din Ghencea, însă răspunsul a fost același ca de obicei. Tehnicianul Pandurilor a declarat că nu vrea să încalce înțelegerea pe care o are cu Condescu. Eu sunt antrenorul Pandurilor până în 2013 și dacă o să fiu dat afară, o să continui până la sfârșit. Nu e vorba de dorință, e vorba de principii. Sunt antrenor sub contract, iar Steaua are antrenor. Nu știu ce va fi la vară. Vreau să pregătesc Pandurii cel puțin până în vară, iar atunci vom vedea, a declarat Grigoraș pentru Sport în Gorj. Președintele echipei gorjene de fotbal Marin Condescu a declarat în mai multe rânduri că nu se opune plecării jucătorilor sau antrenorilor.